Bă, dacă noi am bătut, ne-am bătut, am furat cofrele de la Warden, de la el de acasă, de acolo, de unde trăiește. Nu credeți că este timpul să facem și ceva despre pridușii albaștri? Nu știu cum se numesc, habar n-am. Așa că trebuie să facem ceva și despre, pentru că vorbea, suntem în 1.19, iar noi ne-am jucat de parcă nici nu n-ar rezista. Dar, în acest episod, este dedicat special pentru ei, așa că trebuie să ne apucăm să facem rost de concrete, trebuie să facem rost de materiale. Fac un concrete de făcut, concrete powder, să îl facem concret normal, să-l convertăm cu un mini de la de convert. Trebuie să aducem niște eleiuri, eu am citit deși așa să s-ar numi eleiuri. Haideți să vedem, domnule, ce putem face în acest episod, dar văd că a venit seara și trebuie să ne cam culcăm. Și astea sunt toate materialele care avem noi nevoie, dar din ce știu eu, aș cam avea nevoie de 16 de astea, dar nu do... Mamă, bă, stai așa că ăsta se colorează unul cu unul, nu? Oh my fucking... Mi-e trebuie 6 stacuri, 5 stacuri și 11 bucăți. Ai, bine, stau chile, chilean. Dăm lapis, dăm lapis, dăm lapis, n-avem lapis în casă, nu avem lapis. De ce n-avem și noi un lapis? Asta zic că mi-ajunge. Bă, în plus aici am adus eu niște porci pentru că ferma de porci e cam useless. E foarte useless. Cea mai proastă fermă automată pe care ai putea să o faci. Am adus niște porcușori pe aici. Cum vedeți, i-am și înmulțit. Fac o grămadă pentru că o să fac armata lui Technoblade. Că, na, rest in peace, bro. Și partea asta o să fie full de porci, o grămadă de porci. Așa că până atunci mai avem de lucrat. Ok, astea sunt toate materialele. Acum chiar putem să zicem că să le avem pe toate. Ce mai trebuie să facem este să luăm shulker-ul și să ne aducem să construim. Dar ne trebuie să observa, am niște Hero of the Village 5 pentru că mi-am reparat și unelte, mi-am refăcut level 1000. Plus asta, cum am zis, am reparat toate uneltele, cum puteți observa, bine, toate care au mending. Că deja nu mai eram cu Aripi de Dragon 2, deja eram cu Aripi de Dragon 2. Nu eram cu Aripi de Dragon 1 și eram cu Aripi de Dragon 2. Acum am auzit ce am zis, pare rău. Ce construcție facem pentru acești spireduși albaștri? Ia să lasăm o seara, băi, domnule, dar deja am făcut de 2 ore în acest episod, nu mai pot. Bun, acum cum puteți observa că s-a făcut și zi și avem și noi un minunat LA Spirit Duș Albastru, cum îmi place mie să-i zic. Acesta este și cred că o să mergem să căutăm, bă, că degeaba avem noi această statuie cu el, dar
eu vreau să și iau lângă mine. Așa că cred că o să-i bagă înăuntru, dar ca să-i bagă înăuntru, de ce am văzut eu, e destul de întuneric și ar trebui să fac o chestie de genul. Frumos. Și acum noi ar trebui să mergem să căutăm acel mansion pe care l-am găsit acum câteva episoade. Dar din păcate am o problemă. Aseară mi-am reinstalat Windows-ul, mi-am pus Windows 10 înapoi, că am stat pe Windows 11 la toate lucrurile, dar n-am salvat niciun screenshot. Am zis că n-are rost să salvez screenshot-urile. Deci nu mai am coordonate de la cel... De fapt, ba da, stați așa că primul portal, cel de lângă gheață, de unde am făcut și acele froguri de worm sau cum se numește biomul ăla, pe undeva pe acolo ar trebui să fie acel... În primul rând am nevoie de niște lead-uri. Bun, iar noi acum ar trebui să căutăm portalul ăla cu gheață. Unde dracu o fi, numai Dumnezeu cuși mila știe. Acela este de raiduri. Bă, într-o zi poate le fac și eu un mini lobby la fiecare cu tematica plana, la fiecare cu ce e, ca să știu și eu unde mă duc și ce fac. Acela este de mangrove, nu e, deci trebuie să fie puțin mai în față, iar acesta este cel care îl căutam eu. Până lângă gheața aia, până lângă dita mai muntele de gheață, unde am dat și de prima oară de Warden, care ați văzut episodul, știți? Pe undeva pe lângă, din câte știu eu, ar trebui să fie acel mansion. Bun. Noi acum ar cam trebui să mergem cam în fiecare direcție să vedem cam pe unde era, că de știut, să fiu sincer, habar n-am în ce direcție era. Ok, cât timp mă uitam pe acolo, hai să văd aici, ia uite-i. Hopa, prietenii mei, ia veniți voi cu mine, sunteți doar doi și văd că suntem conjurați de foarte mulți dușmani. Așa că, haideți cu mine, noi omorâți, noi omorâți, mamă ce... Mă l-a scăpat! Copile, vină cu mine, copile! Mamă, ce e aici? Potocul lui Noe! Salut! Stai așa să-i omor cu ăștia, bă, domnule, că nu se poate. Ok. Bă, dar te mai spawnezi, bă, lasă-mă, dracu, îmi paci. Bă, da, bă, carne, bă! Ia asta. Stai așa. Ia, veniți încoace. Vino încoace. Vino încoace. Ia și tu, nu știu, ia ăsta. Ia ăsta. Ia și tu ăsta. Ia să vă prind. Lasă-mă, mă, îmi pace. Vino încoace. Hai, măcar vreau să prind și eu 5, frate. 5 vreau. Măcar 5 să am. Hai mă, lasă-mă, omule. Ia! Nu știu ce acțiune tău ăsta, dar mulțumesc frumos. Ia și tu unde ăsta, vină și tu încoace și... Am mai pierdut-o. Trebuie să am grijă nu-i pierd, mă, că ăștia sunt terrament. Sunt 4, nu? Sunt 4 aici, bun. În cuplul ăsta, un horn, talent. Da-dum, da-dum. Bun, hai să facem un fel următor. Hai să facem un portal, să-i băgăm pe ăștia prin portal. Și eu dacă vreau să iau... Mamă! Vino încoace... Da-ți bă, așa! Deci sunt doi prinși! Hai, vino și tu! Tu vii după mine! Haideți încoace! Ăla-i sub pământ... Ui, doi sunt sub pământ! Haideți! Vino încoa! Nu trec! Măi, eu ce fac aici, bă, că eu mor! Măi, oameni buni! Ia, luați materialele astea, aduceți-le! Mai e un terminat care nu prea vrea să vină. Am ca să acopăr. Ok. Du-te și tu mai încolo, du-te și tu, hai! Bun, suntem 3 afară. Haideți să facem un fel următor. Avem iteme pe gratis jos, aduceți-le boșilor. Salut! Tu unde vrei să te duci, copile? 2, 3, 4. Perfect. Hai să... Bun. Sunteți toți dați drum. Boșilor, am nevoie de voi. Aduceți-mi astea. Păi și voi cum funcționează, mă? Nu trebuie să-mi aduceți astea?
Ok, păi și ia, vino încă. Păi și tu cum îi trebuie, copile? Cui... Nu zic eu trebuie să merg până acasă cu voi, cu voi așa. Păi decât să fac o gaură și să mănc acasă prin gaură aia, să fac o gaură puțin în pământ, să dau așa. Doi pe unu, până acasă cu ei, cu lituri după mine. Am mai construit și portalul ăsta degeaba. Cea mai bună transportare e efectiv să-ți faci un pilon în sus și să te arunci așa în cap. Să te duci cu viteza melcului, dacă e posibil. Și uitați-vă voi, am plecat acasă cu 25 de liduri. Mai am 12. Bine, plus 4 de la ăștia, mai am 16. Celelalte liduri le-am pierdut, că nenorociții ăștia se blochează în toate blocurile. Deci dacă e un bloc înălțime, ei se blochează și pierd lidul. Nu știu cum se întâmplă. Trebuie eu să le pun alt lid. Uite așa pierdem noi liduri. Uite așa cât m-am chinuit eu să fac lidurile alea. Și uite acum, mai am 12. Am 16 de fapt. Băga mea, jgunară. Cum puteți observa, mai avem uși pe liduri. Și deja îmi vine să plâng că am stat execrabil de mult să-i duc 4 de ăștia. Și eu să fiu sincer, nu mai vreau să am vreo experiență de genul. Du-te și tu. Perfect, i-am prins pe toți, da? Hai să fac în felul următor acum ca să scap de acele liduri legate de mine. Acum curăț ăsta. Cum ați ieșit? Bro, tocmai ce am curățat. Cum ați ieșit? Hai, bă, pe bune! Hai, încă o dată, tura două, niciun fel de probleme. Trebuie să ne uităm să vedem cum au ieșit, domne, băiții ăștia. Hai, ce-i găulica aia nenorocită. Pa, uite așa. Sunt toți acolo? Bun. Sunt toți acolo. Și hai să sparg iar ăsta și acum în mod normal n-ar mai trebui ei să iasă, că nu prea avea unde să iasă. Pentru următorul lucru pe care vreau eu să-l fac, am nevoie de vreo 8 băieți de ăștia, așa că trebuie să vin aici și să îi mulțesc. Cum vedeți, deja am un copil, dar mai am nevoie de o grămadă. Deci voi sunteți de aia care sunteți plini, dar și cu altceva. Trebuie să folosesc foarte mult mașina asta și, din păcate, încep să rămân fără bon meal și o să fie nașpa când o să rămân. Deci trebuie să fac repede o sursă neapărat de mâncare care să mă ajute, frate, că deja încep să nu prea mai am mâncare și să fiu sincer, fermele alea automate sunt niște porcări, niște mizerii de ferm.
Ok, cum puteți observa, am stat AFK 2 ore și 25 de minute, așa că haideți să vedem acum care e rezultatul la acea fermă. Bun, hai să urcăm sus, e și seara, hai să vedem. Ăștia craftează pâine, mă. What the fuck? Nu știam. Ok, deci ăștia craftează și pâine sau care ești tu? Că văd că mai mult de 3 de-astea gen... Una, două și la treia când sunt 3 de-astea fac direct pâine? Am mai văzut eu la unul chestia asta, dar am zis și căcat. Le-a craftat și le-a pus acolo. În fine. Bă, în 2 ore, bă, având în vedere că acum, gen, la început, a trebuit să și facă full inventarul. A durat ceva, vă dați seama, 3 stack-uri și ceva până și-a umplut fiecare inventarul. A durat. Eu dacă zic că dacă stau o seară AFK, cred că faci un double chest plin, zic. Și cred că o să mai fac eu în câteva nivele, dar asta pe viitor. Deocamdată suntem ok. Aici am adus eu puțin mai mult decât aveam nevoie, dar lasă că mai pun aici, mai fac un breeder de ăla. Cu toate resursele care le fac ei, îi fac pe ăștia să facă mai mulți copii și mai facem încă 70 de nivele ca să avem mâncare cam an infinită. Și da, bă, cam asta a fost cu acest episod. Nu uitați să apăsați și voi butonul de like dacă mai aveți episoade în continuare. Iar noi, desigur, o să ne auzim pe data viitoare cu un nou episod. Salut, bă!